Primarul Timișoarei este supărat pe autoritățile locale din celelalte județe. Dominic Friț susține că și alte orașe ar trebui să fie acum în carantină dacă ar testa la fel de mult. Edilul a cerut o regândire a scenariilor privind pandemia, prin care să se țină cont și de numărul de teste făcute. Eu cred că celelalte județe testează prea puțin și țin într-un mod artificial, țin cifrele jos, tocmai pentru că așa speră să protejeze economia locală, doar că pe termen mediu, de fapt, distrug economia locală pentru că permit ca infectările să se răspândească fără să știe autoritățile și fără să se ia măsuri de protecție. De aceea, eu cred că în Timișoara, în Timiș, trebuie să continuăm să testăm masiv, dar bineînțeles că degeaba noi în Timișoara acum facem un efort mare să scădem repede cifrele de infectări, dacă în jurul nostru acestea nu se respectă. Primarul Timișoarei susține că scenariile privind pandemia de COVID-19, pe baza cărora sunt impuse restricțiile, ar trebui regândite, având în vedere că nu iau în calcul numărul de teste aplicate. Aceste scenarii poate trebuie regândite, mai ales dacă nu sunt legate de o politică serioasă de testare, dar acum, după cum ați spus și dumneavoastră, e evident că spitalele noastre sunt depășite deja acum la începutul acestui val, deci oricum trebuia să luăm măsuri, oricum trebuia să tragem această frână de urgență pentru că vedem în spitale care este situația reală. Friț susține că în Timișoara situația din spitale este critică în acest moment. Medicii îmi spun că situația n-a fost niciodată așa de serioasă cum este acum, tocmai de aia am tras frâna de urgență. Acum este important ca toată lumea să înțeleagă că aceste reguli nu sunt opționale, ci că trebuie să fie respectate. Bineînțeles că am încercat cât de mult se poate să permitem o viață economică, lumea poate să meargă la lucru, magazinele rămân deschise, dar asta totuși cere o responsabilitate individuală. Edilul a explicat decizia de a carantina întreg orașul. Eu cred că decizia să se carantineze nu doar Bateul, Timișoara, ci toată zona periurbană, toată zona metropolitană este decizia corectă. Din păcate am văzut în trecut unele decizii de carantinare, de exemplu doar a unei comune periurbane, fără să se carantineze și Timișoara, și asta a dus de fapt la un efect zero, pentru că bineînțeles că oamenii se plimbă în toată zona geografică